să facem bine în timp. Atunci ne-am gândit să facem o asociație, o asociație pe care să prin care cu ajutorul căruia să luptăm împotriva flagelului sau drogurilor, pentru că este din câte văd cea mai mare nenorocire care se întâmplă în zilele de azi și consumul a ajuns la niște vârste incredibile, la 10, 12, 14 ani. Am plecat de la droguri și după aceea ne-am dat seama că trebuie să mergem să luptăm împotriva tuturor adicțiilor, că nu numai drogurile constituie un mare flagel. Am văzut pe foarte multă lume în campanii care au atins acest subiect. Sunt unii care înființează poliția antidrog la Botoșani. Am auzit tot felul de lucruri care n-au cum să se întâmple. Nu, încă nu avem o legislație. Ce vrem să facem noi? Eu vorbesc ca unul din cei pățiți. M-am spovedit odată, știți, problemele pe care le-am avut în familie. În primul rând vrem să ajutăm atât consumatorii, dar mai mult decât atât familiile lor. Cei mai disperați sunt cei din familie. Ei, în mare lucru, nu mai știu ce fac odată intrați în capcana asta. Și trebuie să-i ajutăm pe cei din familie, care sunt dezorientați, sunt fără resurse materiale, în primul rând. Pentru că tratamentul înseamnă sume destul de mari și voință foarte multă. Ce am făcut noi? În primul rând, dovedim că am înființat această asociație, care este înregistrată. Vreau să vă spun că avem un protocol făcut cu o clinică specială pentru tratament. O să vă rog să lucruri... Nu, astea nu pot să spun, dar avem lucrul ăsta. Un protocol cu o clinică. În România nu sunt clinici care tratează. Sunt previri sau fac lucruri prea puține pentru ceea ce este nevoie. Prea puține pentru ceea ce este nevoie. Noi ne propunem, în primul rând, pe lângă parte de informare, pe lângă parte de prevenție, așa. În primul rând vrem să trimitem persoane care au intrat în capcana asta, că o să-i spun întotdeauna că e o capcană, să ajutăm material. Vom strânge fonduri, îi vom trimite la tratament. O singură persoană salvată, cred că înseamnă mai mult decât orice. Eu oricum mi-am propus ca până la sfârșitul veții, nu știam dacă voi mai candida odată. Dar trecând prin ce am trecut eu, mi-am propus că asta voi face până la sfârșitul veții. Și vă garantez că eu sunt oameni tineri aici lângă mine, sunt oameni care au lucrat și lucrează cu probleme de genul ăsta, care au venit cu entuziasm alături de mine. Vă garantez că această asociație, care cred că la nivel de județ este clar, este unicat și nu știu câte mai sunt în țară. Eu vorbesc din propria experiență, că am căutat foarte, foarte mult timp și am gândit ce pot să fac și numai așa putem să-i ajutăm. În rest, să le povestim că nu-i bine, că nu-i frumos, de acord, toată lumea face asta. Dar ajutor direct n-am văzut pe nimeni să dea. Noi nici măcar la spitalul de psihiatrie nu putem, acolo sunt internați pentru 5 zile, 8 zile și sunt dați înapoi în stradă și nu au un tratament adecvat. Dacă o să aveți întrebări legate de acest subiect, un subiect sensibil, repet că este un subiect sensibil, vreau să dovedesc că noi chiar facem ceva. Și eu propun să fac lucrul ăsta până la capăt. De asemenea, cred că ați primit fiecare dintre dumneavoastră, cel puțin măcar acest flyer, să vedeți intențiile noastre. O să trec la... Mai am câteva lucruri de spus în legătură cu această perioadă destul de încărcată de campanie electorală. Vreau să vă spun că n-am înțeles de ce ședința ordinară de Consiliul Local